Salut! Acum, ca să mănânci la Mac, nu e obligatoriu să stai pe dietă încă 3 zile, doar alege o astfel de masă plus un Big Mac gustos. Calorii! O întrebare rapidă. Din ce univers e acest monstru? De fapt, e un nou trend din TikTok. Producătorii spun că o astfel de mască doar timp de o lună va minimiza ridurile. Funcționează simplu. Dispozitivul emite lumina infraroșie care pătrunde în straturile adânci ale pielei. Asta îmbunătățește circulația sângelui și stimulează producerea de colagen. Cam tot ce auzim noi la TV. Arată interesant, însă prețul e cam mare, aproape $400. Oare ar putea cineva chel să arate ca un personaj anime? Noi de aceștia nu am știut până când nu am văzut ce face un stilist din New York. Ea taie părul în totalitate după îl vopsește în diverse culori. Ba nu, nu doar vopsește, ar fi prea plictisitor. Ea creează pe capul vizitatorilor lumi geometrice, iar uneori chiar și galactice. Niciodată nu a fost atât de simplu să devii un personaj manga. Doar găsești un astfel de dispozitiv, faci tot ce îți spune și gata. Situație. Mai ai până la deadline 5 ore. Tu nu ai făcut nimic și doar procrastinezi. E timpul perfect să faci un ceai. Iată că noi am găsit ceainicul perfect pentru un astfel de moment. Cum crezi? Ce unește toate aceste obiecte? Poate că sunt pentru o drumeție sau dacă vei trăi pe o insulă nebântuită. Răspuns incorrect. Acel moment când ideea de a-i oferi o brichetă unui prieten nu pare a fi stupidă. Cineva mai ține minte așa jucărie? Probabil copiii moderni nu vor fi încântați de ea, însă după cum s-a adeverit, îi putem oferi a doua șansă pentru că ea desenează tablouri. Mai încet cu aerul condiționat și umidificatoarele, nici nu-ți imaginezi ce se poate afla în interiorul lor. Poate că cineva prin apropiere a crezut că se va începe vreun concert sau discotecă. Vrei să studiezi mai detaliat lumea animală și cea acvatică, să vezi ce trebuie să faci pentru a supraviețui și care este cel mai puternic animal din lume? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul este în descriere. Se spune că prin video nu putem transmite mirosul. Se pare că da. Simți? Acest olar chiar a luat o pană de pasăre și a incendiat-o pe o oală fierbinte, după și părul său. Numai să nu spui că nu te-ai așteptat să arate așa, chiar e o idee faină și originală. Nu e de mirare că acest maestru are atât de mulți clienți.
Dacă această iapă ar putea cumpăra bilete de loterie, ar deveni milionar, deoarece din punct de vedere al naturii e cu adevărat norocoasă. Iată istoria. În iunie 2018, Destiny a născut doi căluți. Tu vei spune, și ce dacă? Însă toți care înțeleg măcar ceva în cai sunt cu adevărat uimiți. Caii foarte rar nasc gemeni, adică iepele. Șansa e una la 10.000. Pentru comparație, la oameni sunt 3-4 cazuri la 1.000 de copii. Și asta nu e tot. Iapa a rămas de nou însărcinată și peste un an jumătate de nou a născut gemeni. Șansa unei asemenea coincidențe e 1 la 1 milion. Probabil ai multe întrebări, răspundem la cea principală. Da, e o geantă handmade din bucăți de cașcaval topit. Are deja un an, nici nu s-a mucegăit și nici nu miroase urât. Atunci, ce mâncăm noi? Se zvonește că dacă îi torni lapte copilului dintr-o sticlă cu astfel de capac, el nu va mai privi acest desen animat. Salut tuturor care zic că e un bullshit să te dai iarna pe bicicletă. El nu doar că primește plăcere, dar și desenează. Când ai plus 30 și iubești pescuitul. Pescuitul cu Pokémon. Da, e un fel de pescuit distractiv pentru copii și maturi, doar că avem o întrebare. De ce Pikachu înoată cel mai rapid? Cu așa tempouri poți zbura și în cosmos sau minim să aduni privirile celor care trec pe lângă tine. În lumea digitalizată deja e un pic ciudat să utilizezi ștampilele simple pentru documente. Desigur că chinezii au reparat acest lucru. Interesant, cu cine acest bătrânel va lupta? Asta da! Ai știut că acest bărbat e un pictor renumit în toată lumea, Kusino Sinahara? El are aproape 90 de ani și el oricum utilizează tehnica sa preferată, pe care tot el a inventat-o, arta prin box. Suntem siguri că va mai trăi mulți ani această modalitate interesantă de a picta. Dacă astfel creezi opere minunate și uiți de stres, de ce nu? Ce scot acești oameni de știință din husă? E o mașină a timpului? Nu, frate, aici e mai serios, un vierme uriaș de 1,5 metri. Ceea ce se întâmplă în acest video e foarte important pentru știință. Cercetătorii din Universitatea Utah au reușit pentru prima dată să prindă acest animal din nămolul lagunei Filipine și să-l scoată din așa numita husă a sa. Ce spui, e grețos? Un test expres de vârstă. Dacă văzând această mașină ești la fel de încântat ca și acest tip, la sigur ești născut în anii 90. I think it's this way. Yep. Yep. Where to? Or when to? Pe tot globul pământesc, astfel de copii, DeLorean DMC-12 probabil sunt doar câteva, iar una din ele e la muzeul Universal. A fost nevoie de mai mult de un an pentru a crea această capodoperă și la ea au lucrat o echipă întreagă. Asemănarea e de aproape 100%. Există și un reactor pe Pluto. Apropo, proprietarul nici nu intenționează să demonstreze mașina la expoziții sau ceva de genul. El dorește să mâne prin oraș pe armăsarul său și noi îl înțelegem perfect.
Fă cunoștință, asta e cea mai îndrăzneață vacă din lume care a decis să facă așa cum dorește ea. Se pare că a obosit să fie vegetariană și ea a decis să mănânce un șarpe. Nimeni nu știe cum asta a ieșit. Se pare că micuța aduce lipsă de proteină în organism și nu e unica. Mai găsim vaci carnivore. Acest ceas împarte oamenii în două tabere. Cineva va spune că sunt cei mai cool și relaxanți din lume, alții vor panica doar imaginându-se că vor trebui rapid să verifice timpul. Iar pe perete, în loc de asta, vor fi niște bețișoare dansatoare. Când ai decis să încerci ceva nou la meșterul tău de unghii, dar el a luat o razna. Se pare că Shanghai e în pericol și noi am găsit salvatorul. Apropo, înălțimea statuii e de aproape 25 de metri și a fost înregistrată în cartea recordurilor Guinness ca cea mai mare copie a Evangelionului din lume. Alături de ea și creatorii anime se simt în pericol. Se pare că editorii deja s-au învățat să includă în cărți gifuri reale. Privește singur! De fapt, aceste enciclopedii se fac pentru copii, însă noi știm că și tu ai nevoie de una. O modalitate ușoară de a deveni elf. Comanzi căști sub formă de urechi alungite. O problemă, vei asculta doar muzică interpretată la flaut. Glumim, desigur! Nu că nu am ști că social media e o mare minciună, oricum nu am fost pregătit de așa ceva. Dacă vreodată te vei împrieteni cu un fizician, să nu te uimești că la barbecue nu va aduce un grill transportabil și o oglindă parabolică sau o lentilă gigantică. Asta da tehnologie. Funcționează simplu, oglinda reflectă razele solare în așa mod încât ele se adună într-un punct. În unele cazuri, temperatura poate ajunge la câteva mii de grade. Apropo, nu e obligatoriu să cumpere așa ceva. Acest tip a confecționat o oglindă parabolică dintr-o anvelopă veche, o pungă de polietilenă și apă. Totul a funcționat perfect. Probabil că doar în Asia o bunică poate croșeta și face fitness în același timp. La sigur nu ești gata să vezi așa ceva. Prietene, de ce nu ai luat mingea de fotbal ca să fie totul corect? Carrie Bradshaw ar avea un atac de cord dacă ar vedea așa ceva, însă unele femei din Federația Rusă, după ce nu mai au Gucci și toate brandurile, vor purta așa ceva.
Probabil nu există om care nu s-ar încorda când aude mașina de frezat. Mai bine să privești cum funcționează. În fața ta e un dispozitiv făcut de compania germană Harley. Captivant, nu-i așa? Putem numi acest dispozitiv unul inovativ. Probabilitatea ca să distrugi ceva cu el e minimă. Toate mașinile lucrează cu precizie. La fel, etapele de lucru pot fi programate și atunci dispozitivul va face totul singur. La fel poate fi utilizat în multe domenii, de la cosmos la artă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!